Anghinarea sau Cinara scolimus este o plantă erbacee, perenă, cultivată pe suprafețe mari în alte țări și, deși unii o consideră legumă, este un soi de ciulin plin de proprietăți. În România se cultivă numai în zona de sud, în special în județele Ialomița, Giurgiu, Telorman și Olt. Anghinarea este sensibilă la temperaturi scăzute, pretențioasă la umiditate și preferă solurile nisipoase, bine structurate și bogate în humus. Receptaculul floral și baza bracteelor se consumă în preparate sub diferite forme. Uneori se consumă și nervura principală a frunzelor etiolate. Astăzi, cei mai mari producători și consumatori de anghinare sunt Franța, Italia, Spania și Statele Unite. Receptaculul floral și baza bracteelor sunt folosite în industria conservelor de legume. Părțile aeriene ale plantei au importanță terapeutică în medicina umană și veterinară. De la plantă se consumă receptaculul mare, care ascunde pulpa comestibilă, cărnoasă, iar în medicina naturistă se utilizează atât frunzele cât și rădăcinile. Frunzele se culeg până în momentul înfloririi. Acestea conțin acizii colorogenic, malic, lactic, glicolic, gliceric, principiu amar, mucilagii, tanoizi, pectine, zaharuri, polifenoli, flavonozide, derivați triterpenici, săruri minerale și glicozidele A și B. Receptaculul conține fibre, proteine, carbohidrați, calciu, fier, fosfor, potasiu, sodiu și vitaminele A, C, K, B1, B2, B3, B6 și B9. Principiile active au rol antimicrobian, decongestiv, renal, coleretic, diuretic și colagog. Datorită complexului de principii active pe care anghinarea le are în structura sa, planta este recunoscută pentru o serie de beneficii, intrând în compoziția multor suplimente alimentare. În scopuri nutriționale, aceasta poate fi consumată în primul rând datorită beneficiilor asociate ale potențialului de consolidare a puterii sistemului imunitar. Inulina din plantă stimulează sistemul imunitar, facilitează tranzitul intestinal și ajută la asimilarea magneziului și calciului. Anghinarea este clasată pe locul 7 din 1000 în ceea ce privește conținutul de antioxidanți. Antioxidanții sunt unul dintre principalele mijloace de apărare a sistemului imunitar împotriva efectelor radicalilor liberi. Acești radicali liberi pot duce la o serie de stări și boli periculoase, inclusiv cancer sau boli cardiace. Extractele obținute din frunzele și tuberculii de anghinare ar putea fi de mare ajutor în inhibarea proliferării celulelor canceroase. Planta poate fi un arsenal de arme împotriva cancerului, deoarece este bogată în polifenoli. Acest lucru o face să constituie un instrument alimentar promițător, atât în prevenirea cancerului, cât și în terapie. Ficatul este al doilea cel mai mare organ al omului, primul fiind pielea. Acesta este afectat de toxicitatea unor alimente precum grăsimile rele, alcoolul, tutunul, eurile, conservanții și medicamentele. Acestea distrug celulele hepatice. Ficatul are capacitatea de a filtra toate otrăvurile ingerate pe calea aerului sau prin alimentație. După piele, este al doilea organ care se regenerează. Atunci când nivelul de toxine crește în organism, ficatul nu își mai îndeplinește funcția de detoxifiere la adevărata capacitate. În acest caz, anghinarea are un rol de adjuvant care ajută la eliminarea toxinelor. Datorită faptului că planta are proprietăți hepatoprotectoare dovedite, stimulând funcția hepatică și acționând pozitiv asupra debitului de bilă secretată de organism, aceasta este folosită pentru tratarea mai multor afecțiuni hepatice. Anghinarea susține secreția biliară cunoscută sub numele de acțiune coleretică, favorizând eliminarea sucurilor biliare în duoden. De cele mai multe ori, planta se recomandă în tratamentul cirozelor hepatice, a hepatitelor cronice și subacute, disfuncțiilor hepatobiliare, inflamațiilor căilor biliare, a insuficienței biliare și a bolii ficatului gras. De reținut este și faptul că ficatul se reface între orele 1 și 3 noaptea, perioadă care ar trebui să vă găsească în pat. Anghinarea este considerată benefică și pentru inimă.
Anumite ingrediente din plantă ajută la reducerea nivelului colesterolului rău și cresc nivelul de colesterol bun. Într-o notă asemănătoare, planta este o sursă bogată în potasiu, mineralul esențial care are un impact asupra numeroaselor sisteme de organe din corp. Potasiul ajută la neutralizarea efectelor excesului de sodiu, care este notoriu pentru creșterea tensiunii arteriale. Prin urmare, anghinarea are efect vasodilatator și este deosebit de utilă pentru cei care iau deja medicamente pentru hipertensiune, pentru a preveni efectele deficitului de potasiu. Un studiu publicat de Science Direct menționează faptul că reduce și nivelul glucozei postprandiale și implicit nivelul insulinei. De asemenea, poate ajuta la încetinirea activității alfa-glucozidei, o enzimă care descompune amidonul în glucoză și care influențează reglarea nivelului de zahăr din sânge. Anghinarea ar putea fi și unul dintre cele mai bune alimente pentru achiziționarea de vitamine și minerale. Fiind bogată în fosfor, mangan și magneziu, ajută la creșterea densității osoase, reducând astfel șansele apariției unor afecțiuni precum osteoporoză. În plus, magneziul și manganul sunt părți importante ale proceselor metabolice ale organismului. Magneziul este o parte importantă a sintezei proteinelor în corp, precum și optimizarea aportului de calciu de către organism, în timp ce manganul are impact important asupra ratei aminoacizilor și carbohidraților. Datorită conținutului mare de fibre, consumul de anghinare poate contribui la reducerea constipației, ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal și oferă suport în curele de slăbire. Fibrele pot ușura balonarea, flatulența, crampele și disconfortul stomacal. Un alt beneficiu suplimentar al anghinarei în ceea ce privește digestia poate fi impactul acesteia asupra vezicii biliare. Aceasta ar putea ajuta la calmarea vezicii biliare inflamate și poate rezolva problema unei conducte blocate, permițând astfel funcționarea normală. Prin urmare, se poate spune că anghinarea stimulează producerea și secreția sucurilor gastrice, precum și a bilei, care ajută la o digestie normală. Ca și cum toate aceste beneficii pentru sănătate nu ar fi suficiente, planta poate îmbunătăți și funcția creierului. Datorită efectului vasodilatator, permite să ajungă la creier mai mult oxigen. În plus, fosforul găsit din abundență în plantă este un alt aliment important pentru sănătatea și funcționarea creierului. Anghinarea poate fi un remediu bun și pentru mahmureală. Unii oameni aleg să mestece câteva frunze de anghinare după o noapte de băut intens. Pentru tratarea colicistitelor cronice și acute, hepatitelor cronice, angiocolitelor, constipațiilor, aterosclerozei, hemoroizilor, hipertensiunii arteriale, vomei, enterocolitelor, pentru scăderea colesterolului, contrafermentațiilor intestinale, puteți prepara ceai din 2 lingurițe plantă uscată și mărunțită la 300 de ml de apă clocotită. Se bea în 3 reprize înaintea meselor principale. Pentru a o găti, se taie mai întâi lujerul și se păstrează vârful. Frunzele se stropesc cu suc de lămâie pentru a nu se oxida, apoi se fierb în apă timp de 20-30 de minute. Miezul anghinarei, adică receptaculul florii, se consumă ca atare sau în salate, fiind considerat cea mai gustoasă parte a plantei. Deși aceste beneficii par extraordinare, există pericole legate de aproape orice produs alimentar. Persoanele care sunt alergice la margarete, gălbenele, arnică, crizanteme pot fi alergice și la extractul de frunze din anghinare. Semnele unei reacții alergice includ o erupție pe piele, urticarie, umflături, probleme de respirație ori dificultate la înghițire. Planta nu este indicată femeilor însărcinate sau celor care alăptează. De asemenea, nu se recomandă în stadiul acut al bolilor hepatobiliare și renale, deoarece ar putea duce la agravarea obstrucției canalului biliar prin creșterea fluxului biliar. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în comentarii și să vă abonați. Am adăugat și butonul pentru membri pentru toți cei care vor să sprijine acest canal. De asemenea, vă aștept și pe pagina de Facebook Rețete și Remedii Naturiste, dar și pe grupul Biblioteca Remediilor Naturiste. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine!